Salutare lume, ce faceți? Am ieșit cu Ninel. Astăzi facem primul episod din Magnet Fishing, sau pescuit cu magnet. Mergem către două fântâni vechi. Sunt mai în față pe aici. Uitați, prima în față. Uitați ce noroi. Și am venit la prima fântână. Să pescuim cu magnetul. Nu e folosită deloc, cred. Nu e, nu. Avem și scris acolo. Frumos, ia ține minte. Așa, să-mi dau ghiuzdanul jos. Scoatem magnetul. Te s-a agățat de ceva de aici. Da, și magnetul, asta este. Asta este magnetul. Îl găsiți pe magnetfishing.ro. Folosiți și codul RODET pentru un discount suplimentar. Asta este ăla de 290 de kg forță. Te-am tras o baterie mică, o aveam în ghiozdan. Și-l las aici să-l pregătim. Mai am ceva de luat pe aici? Nu, asta se pune strâng, să nu se aude. Și-l băgăm aici. Ia, cum se întâmplă. Ui, destul de adânc. Hello! Sau, da, trebuie să rupem mare puțin. Era bună maceta lui Mihai. Curăț Ninel puțin locul. Da, și cum v-am zis, deci magnetfishing.ro și folosiți codul cupon RODET. Deci RODET, codul cupon, pentru un discount suplimentar. Vă aștept și pe grupul nostru, Magnet Fishing România, pescuit cu magnetul. Sau înscrieți pe Facebook-ul meu, Davos Tiberius. Și discutăm acolo mai multe despre magnet și vă ajut cu recomandare. Gata? Hai! Gata, am atins frânghia și dăm drum. Uite, cuțit. Vine-o cu Ninel. Ah, nu mi-am pus mânușile. Am mâncat mânușile, așa. Vezi? Impermeabil. Hai să vedem. Am apăs tu cu mâna Ninele pe ăla. Dacă e. Nu am ce adăugă. Cu tot în cheia. S-a terminat și... Cu de adâncă. Ia vezi, m-a ajuns? Nu se vede nimic. Ia dă-i drum, să văd dacă... Asta ajuns. Nu e, mă, nu se mai duce, nu mai da. Da? Am luat ceva. Ia să vedem. Cred că n-am agățat nimic. Păi n-am ajuns, mă, la fund. S-a isecat. Cum, mă, e isecată? E isecată. Se mai dea drumul atât. Isecată.
Da. Aha, auzi pământul, dar nu e nimic acolo. E secat. Nici citura nu mai are, nu mai are nimic. Dacă a căzut pământul peste, nu mai e. Deci nimic, nimic nu e acolo. Știi ce era bună o lanternă din aia? Da, da. De mare putere, să vezi. Da, să vezi la fund. Deci nu e nimic aici. Nu pot să cred. E doar pământ. E goală. Din păcate, această fântână este goală, e secată și la fund nu are absolut nimic. Nimic, nimic. Deci nu s-a agățat nimic de ea. Nimic, nimic. Goală. Mai avem una mai în față și încercăm norocul la aia. Deci asta, goală. Ce scrie acolo? Memoria. Păcat. Deci nimic n-a avut. Nimic, nici citura, nimic. Hai, dă asta, cred că are undeva la 20 de metri. Stai să vedem. Nu mă, că frânghia are 30, știi? Nu fac, mă întorc. 2 3 Care are 13 metri. Puțul ăsta. Hai, ce să facem? N-am avut nimic. Poate avem noroc în următor. Ce mișto era un brad aici, foarte mișto. Nu-i nimic, nu ne dăm bătuți. Mergem la următoare. Aia unde e nimic. Hai, fotografie. Hai că am ajuns și la următoarea fântână. Asta, în dreapta aici. Uite o broască. Uite o salamandră, bă, ninele. Asta ne poartă noroc. Vino cu magnetul ăla să treacă peste magnet. Nu trece, că e... Frumos. Unde duci, bătrână? Uite. Hai că vii jos. Hai să vedem, să vedem în asta ce noroc a zis. O, ia pe la suprafață, ia să mai vezi. E, altceva? Așa a ajuns. Nici în asta nu-i nimic. Nimic. Se poate. Deci nimic, nici în asta. Și am venit la altă fântână. A treia și ultima. Trebuie să avem noroc la asta. Uite o salamandră altă. A, asta e la suprafață. La suprafață.
E adânc asta. Ia ține. Dar ce fac cu pumnul? Ceva? Salutare! Am terminat și cu magnet fishing-ul. Am avut 3 fântâni, din păcate nu am găsit nimic în ele. Și o să dăm puțin cu detectorul. Să vedem ce găsim. Ne-am băgat puțin la adăpost. Plouă tare, așteptăm să se mai oprească puțin. Ninela aici vă învață cum să aprindeți foc. Tehnici de supraviețuire. E bine aici, că nu ne plouă. Nu ne lasă deloc ploaia asta să dăm și noi cu detector. Și am avut primul semnal. Și cred că am scos o monedă. Da. Dați aici. Bun, 5 bani. ...1952. Sunt într-o livadă. Mai găsit 50 de bani. În acest situație.